Epistul Sfinților Mucenici Adrian și Natalia. Credința cea mântuitoare, cu moară nerăpită ai socotit-o, de trei ori fericită, păgânătatea cea părintească părăsind-o și urmând stăpânului, te-ai îmbogățit cu darurile cele dumnezeiești. Adriane mărite, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Aleșilor slujitori ai lui Dumnezeu și prealăudați mucenici al lui Hristos, pentru iubirea lui ați disprețuit deșertăciunea lumească, punându-vă viața ca o jertfă curată, dorind să primiți mai degrabă chinuri decât să vă lepădați de Dumnezeul cel adevărat. Cu dragoste vă lăudăm, Sfinților Adrian și Natalie. Deci ca cei ce stați lângă tronul cel de har al Domnului, desfătându-vă, rugați-vă pentru cei ce cu credință și evlavie vă implorăm și cu mulțumire vă cântăm așa. Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos. O iubire îngerească te-ai rugat neîncetat Mântuitorului, Natalie prea fericită, ca să ilumineze mintea întunecată a soțului tău și să o întoarcă spre cunoașterea Făcătorului și Stăpânului tău, până când au fost auzite rugăciunile tale. Harul s-a atins de inima lui Adrian, care a crezut și plin de curaj a suferit chinuri și chiar moartea. Admirând râvna și dragostea voastră pentru Hristos, cu evlavie vă cântăm așa. Bucurați-vă luminii ale dragostei dumnezeiești, bucurați-vă stâlpi neclătiți de relele păgânești, bucurați-vă că ați purtat crucea drept și cu răbdare, bucurați-vă că cu aceasta ați învins pe demon și vicleniile sale, bucurați-vă că de Domnul voi ați fost încununați. Bucurați-vă că la tronul ceresc pentru noi vă rugați. Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici al lui Hristos. Văzând Domnul curăția inimii tale, prea cinstită Adriane, măcar că era umbrită de politeism, dar gata să primească adevărul, te-a chemat la lumina sa, deschizându-ți ușile împărăției sale, pentru rugăciunile soției tale, împreună cu care ai cântat lui Dumnezeu cântare de laudă, Aliluia. Înțelegerea adevăratei cunoștinți de Dumnezeu ți-a umplut sufletul, Adriane, când ca notar scriei numele Sfinților Mucenici, osândiți la chinuri și moarte pentru numele Domnului. Când ai întrebat pe servii lui Hristos ce răsplată au să primească ei de la Domnul în împărăția sa pentru martirajul lor, iar ei au răspuns că limba nu poate spune și mintea nu poate cuprinde ce a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Îndată ai părăsit religia păgânească și din toată inima ai strigat, și eu sunt creștin. Lăudând întoarcerea ta către soarele dreptății, te rugăm primește împreună cu soția ta, Sfânta Natalia, de la noi păcătoși laudele acestea. Bucurați-vă ai adevăratului Dumnezeu, Sfinți slujitori, bucurați-vă ai voi Lui, Sfinte, buni împlinitori, bucurați-vă că în locul frumuseții pe Hristos l-ați iubit. Bucurați-vă că iubirea conjugală lui ați dăruit. Bucurați-vă că ne ziceți să nu le lipim de cele de jos, ci de cele de sus. Bucurați-vă că în neputință să urcăm ne ajutați nespus. Bucurați-vă, Sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici al lui Hristos. Întărit cu putere de sus, ai mers fericită la nevoințe și chinuri, dorind să mor pentru Domnul și Mântuitorul tău. Soția ta, Natalia, cu rugăciuni și îndemnuri îți ajuta
să ridici crucea rânduită de Domnul și să primești cununa nestricăciunii, pregătită ție în ceruri și cu îndrăzneală să cânți lui Dumnezeu, aliluia. Având să te prezinți la nelegiuita judecată a lui Maximian, ai fost închis în temniță, unde cu ceilalți mucenici ai petrecut toată noaptea în rugăciuni, cântări și sfătuiri duhovnicești. Soția ta, disprețuind iubirea firească și neputința femeiască, în tot chipul te convingea să nu părăsești credința în Hristos, ci să rămâi până la sfârșit un mărturisitor neclintit al numelui Domnului, netemându-te de moarte. De aceea, ca adevăraților ostași al lui Hristos, cu bucurie sufletească vă cântăm. Bucurați-vă, curajoși râvnitori ai credinței cele adevărate! Bucurați-vă, neînfricați mustrători ai credințelor deșarte! Bucurați-vă că cu răbdarea ca cu armă v-ați îmbrăcat! Bucurați-vă că crucea ca pe un scut puternic în mâini ați luat! Bucurați-vă că chinuitorii de curajul vostru s-au minunat! Bucurați-vă că prin voi numele Domnului e binecuvântat! Bucurați-vă, sfinților Adrian și Natalie, prea lăudați și neînvinși mucenicii lui Hristos! Viforul îndoielii și al fricii de la inima ta ai gonit, slăvite Adriane, și spre nevoința mucenicească te-a întărit, fericită soția ta, Natalia, toată noaptea vorbind despre răsplata viitoare ce a pregătit-o Dumnezeu celor ce își pun viața pentru El, spunându-ți astfel: fericit ești, Domnul meu, că ai aflat comoara cea neprețuită, mărgăritarul cel prea scump, pe Hristos Domnul. Nu te mai întoarce iar la bezna idolească, ci rămâi credincios celui ce te-a iubit pe tine, cântându-i din toată inima, aliluia. Auzind Natalia, fiind acasă, că te-ai întors din temniță și gândindu-se că te-ai înfricoșat de chinuri și te-ai lepădat de Hristos, plângea amarnic și, întâmpinându-te în ușa casei, te dojenea că te-ai lepădat de credință. Dar tu, bucurându-te în duh și mai tare întărindu-te în suferință, cu lacrimi ai povestit ei că nu numai nu te-ai lepădat de Hristos, ci voiești mai mult să suferi pentru numele Său Sfânt. Mirându-ne de așa o înaltă dragoste creștinească, cu umilință vă cântăm: bucurați-vă că în chipul adevăratei însoțiri creștinești ne-ați arătat! Bucurați-vă că iubire cerească în inimile voastre ați purtat! Bucurați-vă că cu lepădare de sine pe noi ne însuflețiți! Bucurați-vă că în toate voia lui Dumnezeu să o vedem necerșiți! Bucurați-vă că ne-ați învățat să părăsim cele de jos trecătoare! Bucurați-vă că ne sfătuiți să cugetăm la cele de sus viitoare! Bucurați-vă, sfinților Adrian și Natalie, prea lăudați și neînvinși mucenicii lui Hristos! Minunată milă și dragoste ai arătat, Natalie, când împreună cu soțul tău ați căzut la picioarele celor întemnițați pentru numele lui Hristos și sfintele lor râni, ungându-le și sărutându-le, aducându-le alinare și ușurare, cu inimă smerită înălțind lui Dumnezeu cântare îngerească, aliluia. Văzând chinuitorul pe sfinții întemnițați împreună cu tine, că sunt atât de torturați, încât n-ar mai putea să suferă alte chinuri și mai groaznice, a poruncit să te aducă pe tine, Adriane, la judecată și să te sfătuiască să te lepezi de Hristos, ordenu să fii supuși la mai grele chinuri, însă fiind întărit cu putere de sus și mângâiat de fericirea ta soție, ai rămas statornic împotriva ispitirilor vrășmașului. De aceea, pentru suferința cea pentru Hristos, vă fericim împreună cu Sfânta Natalia și cu bucurie vă cântăm: bucurați-vă, purtător de biruința ai celui prea înalt slujitor!
Bucurați-vă puternicei credinței în Hristos mărturisitor. Bucurați-vă mustrători îndrăzneți ai rătăcirii idolești. Bucurați-vă neînfricați propovăduitori ai slavei dumnezeiești. Bucurați-vă că de mânia lui Maximian nu v-ați înfricoșat. Bucurați-vă că răutatea și cruzimea lui ați desconsiderat. Bucurați-vă, sfinților Adrian și Natalie, prelăudați și neînvinși mucenicii lui Hristos. Propovăduitor și retor te-a arătat, Adriane, în fața judecății împărătești. Mărturisim că Hristos este Dumnezeu adevărat, care a făcut cerul și pământul, iar rătăcirea diavolească o ai defăimat. Și pentru această mărturisire și defăimare ai suferit groaznice bătăi și chinuri, cântând celuia toate biruitor, aliluia. Lumina slavei cerești a strălucit pe fața ta, înțelepte pătimitorule, când fiind bătut în mod barbar peste pântece, de-ți curgeau măruntaiele, dar nu încetai să slăvești pe Hristos în fața poporului și să mărturisești numele Lui. Iar fericită Natalia, văzând răbdarea și bărbăția ta, se ruga ca să nu slăbească sufletul tău, ci să rămâi până la sfârșit slujitor credincios al lui Hristos. Amândurora noi vă cântăm așa. Bucurați-vă că sfinte lăcașuri ale Duhului Sfânt ați fost. Bucurați-vă vase slăvite ale Harului lui Hristos. Bucurați-vă că în suflet și trup v-a pătruns dumnezeiasca lumină. Bucurați-vă că Împăratul Hristos v-a dat înțelepciune divină. Bucurați-vă că cu puterea Dumnezeirii Lui ați fost întăriți. Bucurați-vă că fără de frică ați primit să fiți munciți. Bucurați-vă, sfinților Adrian și Natalie, prelăudați și neînvinși mucenicii lui Hristos. Vrând prigonitorul împărat să te cheme din nou la judecată, fericite Adriane, te-a închins în temniță cu ceilalți mucenici, unde a venit Natalia și fericindu-te te întărea zicând, fericit ești Domnul meu că te-ai învrednicit de starea sfinților mucenici ai lui Hristos și cu dânsa bucurându-te ai cântat lui Dumnezeu, aliluia. Noua tortura a născocit chinuitorul, poruncind ostașilor să interzică intrarea femeilor la cei întemnițați, care veneau să-i mângâie să le ușureze chinurile. Atunci și ție, fericită Natalie, ți s-a interzis să-l vizitezi și să-l servești pe soțul tău. Dar disprețuind porunca împărătească, îmbrăcat în haină bărbătești, veneai la închisoare, ca și mai înainte și pe soțul tău îl întăreai, ca bărbătește să meargă la chinuri și la moarte, pentru Hristos Domnul. Pentru aceasta cu vrednicie vă lăudăm cântându-vă acestea. Bucurați-vă, slujitorilor lui Hristos, podoabă luminoasă! Bucurați-vă, mărturisitorilor Lui, frumusețe aleasă! Bucurați-vă că ne-ați arătat calea îngustă pe care voi v-ați pornit! Bucurați-vă că pe dânsa ați ajuns la limanul liniștit! Bucurați-vă că acum în slavă și veșnică fericire vă aflați. Bucurați-vă că cu rugăciunile voastre de nenorocire ne apărați. Bucurați-vă, sfinților Adrian și Natalie, prelăudați și neînvinși mucenicii lui Hristos. Priveliște stranie și strașnic a fost în temniță, unde era închis cu ceilalți Adriane, când după porunca tiranului chinuitor o venit să zdrobească fluierele picioarelor. Atunci soția ta ți-a ridicat picioarele și le-a pus pe nicovală, ca să fie zdrobite de mâinile chinuitorilor, ca mai curând să te unești cu Domnul și Mântuitorul tău, căruia vei cânta în veci, aliluia. Arzând în iubirea lui Hristos, mucenice Adriane, ai răbdat până la fericită adormirea ta, când curatul tău suflet s-a unit cu Domnul, pentru care atât de mult ai suferit, încât și mâna ți-a fost tăiată.
cinstind cu credință sfârșitul tău mucenicesc, ție și Sfintei Natalia vă cântăm acestea. Bucurați-vă că chinuri sufletești pentru Hristos ați răbdat. Bucurați-vă că pe aripile iubirii spre Dumnezeu ați zburat. Bucurați-vă că ca vulturii spre soarele dreptății v-ați ridicat. Bucurați-vă că din valea plângerii spre lumină v-ați înălțat. Bucurați-vă că în ceata mucenicilor prin chinuri ați intrat. Bucurați-vă că cu toți sfinții imnul lui Dumnezeu ați cântat. Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prea lăudați și neînvinși mucenici al lui Hristos. Toată mândria chinuitorului tiran a fost rușinată, când o ploaie puternică a stins flacăra focului și n-a lăsat să ardă o semintele mucenicilor lui Hristos. Bancă și cetatea inundat-o cu apă și lumea necredincioasă a fost înfricoșată cu tunete și fulgere. Iar fericita Natalia, plină de bucurie, cânta lui Hristos, cel ce toate le economisește. Aliluia! Retorica pământească nu-i în stare să laude îndeajuns nevoințele voastre, sfinților mucenici Adrian și Natalia, căci unul părăsind slava pământească și-a pus sufletul său pentru credința în Hristos, iar cealaltă, învingând neputința firească, bărbătește s-a luptat, întărindu soțul în chinurile lui și bucurându-se de fericitul lui sfârșit. Faptele bune ale voastre, neștiind cu vrednicia le prețui, cu dragoste vă cântăm acestea. Bucurați-vă că crucea Domnului plin de curaj pe umeri ați dus. Bucurați-vă că greutatea crucii nici pe unul nu v-a răpus. Bucurați-vă că patimile Domnului voi înși vă le-ați imitat. Bucurați-vă că patimi și pofte cu voi le-ați crucificat. Bucurați-vă că pildă de dragoste și blândețe v-ați arătat. Bucurați-vă că sarcina unul altuia să purtăm n-ați învățat. Bucurați-vă, sfinților Adrian și Natalie, prea lăudați și neînvinși mucenici al lui Hristos. Vrând să izbăvească trupurile sfinților mucenici de bagiocură și dispreț, a venit un oarecare binecredincios bărbat cu soția sa, la Natalia și ceilalți frați creștini și a rugat să le dea sfintele moaște să reducă la Bizanț până când va trește prigoana lui Maximian păgânul. Creștinii din cetatea Nicomodiei le-a ascultat rugămintea și le-a încredințat această comoară de mare preț cântând lui Dumnezeu, aliluia. Ca și cu un zid suntem înconjurați cu rugăciunile voastre, sfinților Adrian și Natalie, căci în orice năpaste și nenorociri întotdeauna ne ajutați, cu atât mai mult cât cu dragoste vă sărbăm amintirea, slăvind pentru voi pe Hristos Dumnezeul nostru. Fiind noi păziți de sfintele voastre rugăciuni, vă lăudăm cu acestea. Bucurați-vă că în dragoste sunteți grabnicii noștri ajutători. Bucurați-vă că bunii noștri mijlocitori și învățători. Bucurați-vă că pentru noi la Dumnezeu mereu vă rugați. Bucurați-vă ca să trăim plăcut lui Dumnezeu neînvățați. Bucurați-vă, prieten îngăduitor, ce necas pilda ne dați. Bucurați-vă că pe culmile inocenței și curăției ne ridicați. Bucurați-vă, sfinților Adrian și Natalie, prea lăudați și neînvinși mucenicii lui Hristos. Cântarea lui Dumnezeu din toată inima i-a adus fericită Natalie, când a scăpat din mâna tribunului, ce voia să te ia în căsătorie. Tu, ca o soție credincioasă soțului tău, mucenicul lui Hristos Adrian, n-ai voit să te recăsătorești, ci rugându-te, te-ai dus cu corabia la Bizanț, unde a fost dus trupul sfântului soțului tău. Ajucând în cetatea aceea, ai cântat cu dragoste lui Dumnezeu, aliluia. Far luminos a devenit corabia cu care ai călătorit pe mare, având ca un mărgăritar de preț mâna soțului tău,
cu a căruia rugăciune ai scăpat de urmărirea tribunului și a ajuns cu bine la Bizanț, cu sufletul plin de bucurie, sărutând trupul fericitului Domnului tău, cu adâncă umilință ți-ai dat Duhul în mâinile Domnului. Slăvim plecarea ta la Domnul, împreună cu Sfântul Adrian vă cântăm acesta. Bucurați-vă, soți fericiți, în viață și moarte nedespărțiți. Bucurați-vă, prieteni ai Domnului, ce lângă tronul slăviți. Bucurați-vă că de vederea feței Lui purura vă îndulciți. Bucurați-vă că fericirea veșnică pe totdeauna o primiți. Bucurați-vă că în locașul celor drepți la odihnă vă aflați. Bucurați-vă că moaștele cele sfinte spre vindecare ni le lăsați. Bucurați-vă, sfinților Adrian și Natalie, prea lăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos. Vase pline cu har s-au arătat cinstitele voastre moaște, dăruite nouă de Hristos Domnul, pe dânsele cinstindu-le, cu rugăciunile voastre, sfinților mucenici ai lui Hristos, căpătăm dezlegarea păcatelor, din toată inima cântându-i lui Dumnezeu, aliluia. Cântând cinstitele voastre patim și fericită adormire, prin care v-ați urcat la cele de sus, cu toți sfinții din veac bineplăcuți lui Dumnezeu, vă lăudăm, preaslăviți mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia, și vă rugăm sârguincios să ne pomeniți neîncetat la tronul slavei, pe cei ce vă fericim așa. Bucurați-vă, ostași răbdători de chinuri și purtători de biruință. Bucurați-vă, aleși luptători pentru adevărata credință. Bucurați-vă, luminători aprinși ai virtuții creștinești. Bucurați-vă, cărbuni aprinși ai dragostei dumnezeiești. Bucurați-vă, cuplu ce întăriți legăturile căsătorești. Bucurați-vă că ați fost încununați cu bunurile cele cerești. Bucurați-vă, sfinților Adrian și Natalia, prea lăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos. O sfinților mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia, fericiți soți și purtători de chinuri străluciți, auzi-ne pe noi, ce ne rugăm cu lacrimi, venind la biserică, rugați-L pe Stăpânul cel milostiv, Domnul nostru Iisus Hristos, să ne dăruiască nouă tuturora, pace în familie, sănătate trupească și sufletească, mântuirea sufletului, ca întotdeauna să-I cântăm Lui, aliluia. O sfinților mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia, fericiți soți și purtători de chinuri străluciți. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm cu lacrimi venind la biserică. Rugați-L pe Stăpânul cel milostiv, Domnul nostru Iisus Hristos, să ne dăruiască nouă tuturora, pace în familie, sănătate trupească și sufletească, mântuirea sufletului, ca întotdeauna să-I cântăm Lui, aliluia. O sfinților mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia, fericiți soți și purtători de chinuri străluciți, auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm cu lacrimi, venind la biserică. Rugați-L pe Stăpânul cel milostiv, Domnul nostru Iisus Hristos, să ne dăruiască nouă tuturora, pace în familie, sănătate trupească și sufletească, mântuirea sufletului, ca întotdeauna să-I cântăm Lui, aliluia. Că o iubire îngerească te-ai rugat neîncetat Mântuitorului, Natalie prea fericită, ca să ilumineze mintea întunecată a soțului tău și să o întoarcă spre cunoașterea Făcătorului și Stăpânului tău, până când au fost auzite rugăciunile tale. Harul s-a atins de inima lui Adrian, care a crezut, și plin de curaj a suferit chinul și chiar moartea. Admirând râvna și dragostea voastră pentru Hristos, cu evlavie vă cântăm așa. Bucurați-vă, luminii ale dragostei dumnezeiești!
Bucurați-vă, stâlpi neclătiți de relele păgânești. Bucurați-vă că ați purtat crucea drept și cu răbdare. Bucurați-vă că cu aceasta ați învins pe demon și vicleniile sale. Bucurați-vă că de Domnul voi ați fost încununați. Bucurați-vă că la tronul ceresc pentru noi vă rugați. Bucurați-vă, sfinților Adrian și Natalia, prelăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos. Aleșilor slujitori ai lui Dumnezeu și prelăudați mucenici ai lui Hristos, pentru iubirea lui ați disprețuit deșertăciunea lumească, punându-vă viața ca o jertfă curată, dorind să primiți mai degrabă chinuri decât să vă lepădați de Dumnezeu cel adevărat. Cu dragoste vă lăudăm, sfinților Adrian și Natalia. Deci ca cei ce stați lângă tronul cel de har al Domnului, desfătându-vă, rugați-vă pentru cei ce cu credință și evlavie vă implorăm și cu mulțumire vă cântăm așa. Bucurați-vă, sfinților Adrian și Natalia, prelăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos. O sfințit cuplu. Sfinților mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia, fericiți soci și străluciți purtători de chinuri, ascultați-ne pe noi cei ce ne rugăm și mijlociți pentru noi ca să ni se dea toate cele de folos trupurilor și sufletelor. Și rugați pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască și să facă cu noi după îndurările sale, ca să nu pierim în păcatele noastre. Așa, sfinților mucenici, primiți glasul rugăciunilor noastre și cu mijlociile voastre izbăviți-ne de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, de foc și grindină, de sabie și de năvălirea celor de alt neam, de războiul cel dintre noi, de moartea cea năpraznică și de toate nenorocirile, scârbele și durerile. Ca întotdeauna prin mijlociile voastre fiind întăriți, să slăvim pe Domnul Iisus Hristos, căruia îi se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, cu cel fără de început al Său Părinte și Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.